Din San Antonio se poate ajunge la Cala Salada cu busul 34. La fiecare 15 minute este busul. Și-au făcut curățenie față de data trecută. Când am fost erau foarte multe gunoaie aruncate. Mai sunt și acum, dar nu chiar atât de multe cum erau anul trecut. Cineva a tăiat pe aici, acum s-a curățat. A, s-a găsit un preșuleț la fix. Din Asia, pe ele. Chiar n-aveam pe ce sta la plajă. Se face foarte micuț. Hap. Ora 4 și este o căldură inimaginabilă. Acum cea mai grea schemă este să găsim un loc la umbră. Trebuie să-l găsim. Peștera dacilor. Cala Salada și Cala Saladeta. Loc de TikTok, Instagram. Rupeți TikTok-ul aici dacă veniți. Wow, se stă la soare pe căldura asta. Ce vrei, în vacanță știi cum e. Trebuie să profiți la maxim, tragi în ultimul hal. Să iei tot soarele. Wow, apa e... Cala Salada și Saladeta în dreapta. După ora 5:30 e de stat la plajă. La ora 4 încă e haos. Wow, de-atâta lume, care stă la soare. La Cala Saladeta este foarte important de luat o sticlă de apă, că nu există niciun magazin în zonă și nici o terasă aici la Saladeta. Locuri foarte mișto de fotografii. Cala Saladeta. Ne apropiem de ea. După cum se observă, nu este nici măcar o terasă, absolut nimic. Neapărat de luat apă și gustări. Un chicken indiano. La sâmburi de caise. Mai am băgat umbră. La stânci.
Yeah.